O fată de 15 ani care era dată dispărută de familie a fost găsită într-o parcare de tiruri. Potrivit polițiștilor, adolescenta făcea sex în grup cu doi tineri, practicând prostituția, ocrotită chiar de către iubitul ei. Conform știrile ProTV, o adolescentă în vârstă de 15 ani, care era dată dispărută în Vaslui, a fost găsită de polițiști ieșeni. Adolescenta practica prostituția într-o parcare de tiruri din Iași, în plină acțiune, relatează publicația Vremea Nouă. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili starea de fapt a lucrurilor. Polițiștii din cadrul secției numărul 4 Poliției Iași au fost sesizați cu privire la faptul că doi tineri și o tânără întrețin relații sexuale într-o parcare din municipiul Iași. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au identificat cele trei persoane, respectiv o minoră și doi tineri de 19 și 25 de ani. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de act sexual cu un minor, iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea întregii situații de fapt și luarea măsurilor legale ce se impun, a precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Iași. Din păcate, în România, această veche meserie devine alternativa multor tinere de a câștiga bani. Deși unele încearcă să se îmbogățească prin această metodă, altele sunt ori obligate, ori corupte de cei pe care îi cred bărbații vieții lor.